Iată ce spune Iisus. Știu! Dacă voiești să fii desăvârșit, deci vedeți ce cere Dumnezeu, desăvârșirea. Și voi veți spune acum, gata. Iar vine biserica și mă învață că nu-mi trebuie nimic. Ba nu. Dacă vrei să fii desăvârșit, să ai bani ca și cum n-ai avea, să fii frumos ca și cum n-ai fi, să fii bogat ca și cum n-ai fi, adică asta să nu-ți fie ție emblemă de societate. Și vă spun cu smerenia nu a mea, ci a celor care, despre care voi vorbi, că am cunoscut oameni bogați, modești și simpli. Nu știai cine este. Și cineva a scăpat odată o vorbă într-o asemenea împrejurare și a spus, dar știți, doamna e directoare nu știu unde. Și doamna a spus, lasă, astăzi n-a venit la biserică directoarea. Astăzi am venit eu. Deci, vedeți, simplitatea este mai mult decât averea. Omenia este mai mult decât ce? Mai mult decât îngânfarea. Și o să vedeți prin ce ne caracterizăm noi în intrarea în desăvârșire. Eu m-am gândit că trebuie să vorbesc despre asta, chiar dacă dumneavoastră vi s-ar pare greu. Când îi dă denumirea de tânăr Iisus acestui chemat astăzi dregător în fața lui Iisus cu care discută, vorbește de tânăr că tinerii în general sunt sfioși. Și dumneavoastră veți zice, ce treabă are sfiala cu poruncile? Păi tocmai are. Copilul când iese din mama sa, fie băiețel sau fie fetiță, indiferent, înaintea lui Dumnezeu este persoană și are suflet. Dacă n-ar fi fete, n-ar fi copilași, dacă n-ar fi băieți, n-ar fi bărbați. Și cu asta basta. 1. Copilul se naște feciorelnic. Este înger în trup. Înger amestecat cu trup. De-aia îl și botez să-i dai desăvârșirea zborului în Duhul Sfânt și în Sfânta Treime nu mă vom mai opri asupra acestei teme. 2. Copilul mic se naște cu pudicitate. Ați văzut copilul până la 5, 6, 7 ani? El umblă gol, lui nu-i pasă, el nu știe că e dezbrăcat. Aceea este inocența adamică, care e mai sus decât pudicitatea. Aia îl face pe copilașul mic să pună întrebări trăsnite, să învețe lucrurile rapid, să emită, să spună ce aude, să vorbească dezinvolt. De aceea copiii mici învață foarte repede și limba dulă în 7 țări, că toate 7 țările îți învață limba, dacă mai târziu amestecă că le iei prea din pripă, asta e altceva. Dar el va prinde orice. Pentru că acea inocență adamică lui lasă o înțelepciune nativă. Noi spunem când suntem părinți și în general ne zburlim noi așa ca mâțele când văd una mai periculoasă pe gard, copilul meu are un IQ ridicat. Nu, copilul tău are pe Duhul Sfânt în el. Copilul tău nu în autonologul îi dă nota când se naște, că zbiară, țipă și să-ți bate. Nota i-o dă Duhul Sfânt pentru că a ieșit dintr-o mamă vrednică și un tată vrednic. Și aici când mă refer la vrednicie, nu mă refer neapărat că tata este cu tămâia în buzunar și cu cartea de rugăciuni în buzunar sau mama e cu mătănile în mână în timpul nașterii. Nu. Părinții aceia când și-au dorit un copil, au avut ocazia de multe ori să zic așa fără să-și dea seama. Nu contează ce-o fi, Doamne, sănătos să fie. Nu contează ce-o fi, Doamne. Să ai grijă de el. E rugăciunea care o fac părinții și până a fi copilul, și până a se naște copilul. De-aia merge mama și se împărtășește, de-aia citește rugăciune, de-aia ia Sfintele Taine. Asta e treaba lui Dumnezeu. Aici nu depinde de noi. După această inocență vine sfiala. Când cerți un copil mic, nu se supără, se întristează și rapid îi trece. Tocmai pentru că în această sfială stă ceea ce spune mai departe Filocalia,
sfințenia noastră sufletească sau modul de educare a unui copil în ce mereu repetă societatea și habar n-are ce spune de multe ori, chiar psihologul mai sare calul, noi spunem 7 ani de acasă. Acei 7 ani de acasă nu înseamnă că l-a învățat măsa să mănânce borș și să șteargă cu șervețelul, ci este toată amplitudinea de valori cumulată în el dintr-un anumit loc unde s-a dat educația și copilul a deprins o învățătură sănătoasă. Și o povestire care leagă lucrul acesta, o să vă spun eu acum întâlnită la spovedit cu ani de zile în urmă sau cât o fi 10, 8, 9, 11, 16, abar n-am, când o mămică m-a întrebat așa: părinte, să mai îmi las copilul la grădiniță? Zic, dar de ce? Nu lăsați să socializeze cu copiii, să nu crească un sălbatic. Nu, părinte. Nu asta vreau să spun. Noi l-am învățat de micuți acasă când se pune la masă să facă cruce și să spună Tatăl nostru. Copilul fiind dat la grădinița cu program unde educatorul și infermierul sau cine sunt acolo distribuiți servesc la prânz masa copiilor și vin părinții după amiază și ia acasă când termină serviciul, în momentul când a ajuns la măsuța unde era el, cu toți copiii lalți, s-a sculat în picioare, a pus mânuțele în forma rugăciunii și a spus Tatăl nostru, la care educatoarea i-a spus: tu ce faci acolo? Și a spus: mă rog lui Dumnezeu ca să pot mânca. Așa m-a învățat mami și tati acasă. Nu, aici nu ai voie să faci așa. Asta faci numai acasă. Poftim un lucru care a făcut-o pe educatoare nu să-și dea demisia, să devină credincioasă. I-a spus: tu n-ai pe Dumnezeu. Dacă tu nu-mi dai voie să mă rog, eu azi n-am voie să mănânc. Și o să mănânc acasă când plec de seară. Mănâncă tu. Și s-a speriat doamna educatoare, încercând să-i mai dea alte sfaturi. Ăla s-a bosunflat, n-a pus gura pe mâncare, pentru că nu i s-a dat voie să facă rugăciunea. Ei, ăsta nu-i fanatism. Că ăla la 5-6 ani, el nu știe ce e la fanatism. Aia înseamnă educația. Aia înseamnă implementarea lucrului bun și sănătos, aia înseamnă credință naivă, inocență, sfială, aia înseamnă, dacă vreți, adevăr de credință, pentru că acel copil a făcut-o involuntar, dar nu fapta în sine, că fapta e un mare zero dacă o iei pe ramănunt, că ăla poate să crească și să ajungă în vremea lui cândva poate un copil stricat. Nu contează ce îi va rândui soarta. Dar faptul că el a știut că nu ai voie să te pui la masă dacă nu te închini. Și dacă nu s-a închinat, a refuzat să mănânce. Deci și-a justificat ideea, nu că ar fi fost învățat să o facă. Nu, nu mă lași să mă rog, nu mănânc. Ei, câți din noi avem această inocență și sfială față de Dumnezeu de a ne pune la masă și a spune: nu, nu mănânc dacă nu fac o cruce. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai umplut blidele pe masă. Nimeni. Mâncăm și după aceea scriem în caietul sau în lista de la spovedanie: părinte, de foarte multe ori m-am pus la masă și m-am sculat fără rugăciune. Și zic, nu-i nicio problemă, zic, poate v-ați rugat după aceea. A, nu, am uitat, părinte. Vedeți? Asta este lipsa de credință sănătoasă sau de sfială. Asta dovedește că noi, tineri fiind, am îmbătrânit și nu am mai intrat în viață, cum cere Iisus. Dacă vrei să intri în viață, să vedem exact, să nu spun de la mine. Aici. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Înseamnă că eu pot trăi mort. Și e grav. Deci mort sufletește. Deci este prima problemă care pe mine mă preocupă. Să nu trăiesc într-o moarte sufletească. Asta e ținta lui Hristos, ceea ce o numim noi azi desăvârșire. Și de aia copilul ne și spune tânărul: toate acestea le-am păzit din copilăria mea. N-a folosit orice termen. Din copilăria mea. Ce mai lipsește? Și Iisus i-a spus, una singură îți lipsește, desăvârșirea.
Ce înseamnă desăvârșire? Aici eu vreau să vă duc acum, într-un teren simplu de Evanghelie. Desăvârșirea înseamnă să-ți intre lucru bun în obicei și nu-l mai pierzi niciodată. Să nu mănânci până n-ai întins cuiva o coajă de pâine. Să nu treci pe lângă un om și din reflex să-i dai bună ziua. Să nu bei un pahar de apă fără să îmbii pe cineva. Să n-aibă cineva o supărare și tu să nu-i spui o vorbă bună. Să fii sufletist, aș folosi un termen pământesc, și sensibil măcar cât de cât la nevoia celui de lângă tine. Eu am văzut sute de oameni și am spovedit zeci de oameni și aș avea nemulțumirea față de mulți oameni pentru că i-am constatat că și după 10 ani de spovedanie și după 20 de ani de spovedanie și după 25 de ani de spovedanie n-au schimbat nimic în ei. Au devenit acei credincioși pietiști și rigoriști care știu exact că trebuie aprinsă lumânarea și nu se împărtășește dacă nu i-ai aprins-o. Și nu ia aghiazma dacă n-a luat întâi anafora sau invers, mă rog, îți mii de controverse și cu astea. Și nu citește dacă nu-i cu fața la răsărit. Și nu citește dacă ceaslovul nu-i deschis, nu știu cum. Și le-am spus, forme, pierdere de vreme. Noi nu facem teatru. Pentru teatru avem notara, luceafărul și alte instituții. Noi facem artă, noi facem exercițiu de întâlnire cu Dumnezeu. Eu nu știu, într-adevăr, nu știu clipa de întâlnire cu Dumnezeu. Dar dacă pe mine lacrima mă scapă, exact când l-am jicnit pe unul, ce fac? Care e întâlnirea cu Dumnezeu? Dacă mie îmi vine simțământul ăla interior, exact când nu ți-am întins ție o bucată de pâine, ce fac atunci cu Dumnezeu? Că spune să nu lași mână întinsă. Spune acolo să nu jicnești pe aproapele. Să-L iubești ca pe tine însuți. Da, e adevărat, pe toți îi poți iubi. Discernerea mă îndeamnă pe unii să nu-i iubesc. Dar în ce formă mă îndeamnă? Mă îndeamnă și într-o formă constructivă. Deci nu poți să lași ca un parazit să persiste în greșeală sub pretextul că l-ai iubi. Frate, de-o pâine îți dau de restul muncești. De-o sete un pahar de apă îți dau, dar unul poți să-ți îl scoți singur din fântână. Era cândva o povestioară, dacă vă aduceți aminte dumneavoastră, despre care spunea că așa, un leneș trebuia să-l omoare, nu mai țiu minte, eram copii la școală, și au venit ăștia să-l ia cu carul, și în final la unul i s-a făcut milă de el și a spus, uite, dacă nu mănânci sau nu vrei tu să mănânci singur, ăștia o să te omoare. Uite, pun pe smeții lângă tine și tu să guști din ei. Și ăla că întreabă în ultima fază, dar muieță-s posmagii, așa-i și în arta credinței. Deci, n-aștepta pe smeți muiați, chiar și pusnici în toată dumnezeirea lor, în toată îndumnezeirea lor, în toată mistica lor, luau cu mâna pe smetul și îl puneau în apa cu sare sau cu oțet și îl mâncau. Deci, dacă nu ești în stare să te hrănești precum iarba, o rupe o vacă cu gura, o oiță cu gura, un animăluț, înseamnă că tu ești autoimun societății. Și neacomodarea în societate creează deja un alt haos. Deci, în primul rând, biserica vine să îndemne la ordine, nu la dezordine. Că s-a spus, biserica i-a învățat pe toți strânturii numai să stea cu mâna întinsă. Nu biserica i-a învățat. Societatea i-a învățat că le-a dat atâtea ajutoare sociale încât ei nu mai sunt asistați social sau ajutați social. Ei sunt întreținuți social. Sunt de acord ca o femeie de 75 sau 80 de ani, dacă n-are bani, să-i dai tu de la primărie încă 5 milioane în plus până moare să se bucure că a ajuns anii bătrânețe și a fost utilă societății. Dar nu bețivului care doarme în șanță. E treaba lui să sape în grădină și să bea pe banii munciți de el, nu pe banii munciți de alții. Deci asta e rolul societății, să moralizeze și să instrucționalizeze greșeala. Hristos îi spune, ai păzit toate, dar îți mai trebuie una. Și să vedeți în ce ceață îl bagă și am încheiat Evanghelia. Trebuie să-ți vinzi toată averea și să o dai săracilor.
Și acum o să spuneți, iată, părinte, tocmai mama ta spui contrarul, nu? Averea pe care trebuie să o dai săracilor de data aceasta aici are alt sens. Noi, ca apostoli, preoții, apostolii, episcopii, diaconi și toți care răspândesc cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv creștinii botezați prin preoția universală din taina Sfântului Botez, sunt obligați pe cei ce sunt săraci și nu cunosc legea lui Dumnezeu să le-o descrie, să le-o vestească, să le-o explice, să le-o spună, ca să-i facă bogați în Dumnezeu.